Salutare! Eu sunt Adriana. De săptămâna trecută și până acum am reușit să scap de infecția mea urinară, despre care am vorbit aici. Și asta mă face să fiu foarte, foarte fericită și mai relaxată. Pentru că este foarte cool să nu îți faci griji. Lucrul pentru care îmi fac însă griji săptămâna aceasta sunt cele câteva mesaje pe care le-am primit așa dintr-o dată de la fete care erau destul de panicate că sunt însărcinate. Din acest motiv vreau să vorbesc în acest clip despre simptomele sarcinii. Întrebarea despre simptomele sarcinii este o întrebare super frecventă. Vreau să vă răspund la ea, dar vreau și să vă spun de ce este problematică. Iată câteva dintre simptomele timpurii ale unei sarcini. Întârzierea sau dispariția menstruației. Grața sau răul de dimineață. Sângerări sau alte scurgeri vaginale. Sensibilitatea crescută a sânilor. Oboseala sau somnolența. Dureri de spate și ale coloanei vertebrale. Creșterea temperaturii bazale. Nevoia de urinare mai frecventă. Balonarea sau constiparea. Sensibilitatea crescută la miros și mâncare. Dar trebuie să fim atenți. Când vorbim despre simptome timpurii ale sarcinii, ne referim mai degrabă la simptomele din primele luni ale sarcinii și nu la simptome imediate, gen am făcut sex astăzi și răspoi mine, am simptome care îmi spun clar că sunt însărcinată. Nu așa funcționează. Unele persoane nici nu au aceste simptome timpurii ale sarcinii, iar singurul simptom este întârzierea menstruației. Deci, simptomele nu sunt deloc cea mai bună cale pentru a afla dacă ești însărcinată sau nu. Asta fie din cauza ceea ce spuneam mai devreme, că unele persoane nici nu au aceste simptome, și pe de altă parte, pentru că aceste simptome pot avea cauze super diverse. De exemplu, faptul că ți-e rău de câteva zile, da? Și că îți vine să verși, se poate întâmpla din X motive. Nu are neapărat legătură cu o sarcină. Nu are rost să te super stresezi căutând pe net după simptome ale sarcinii. Poate așa ai ajuns și la clipul acesta. Oricum ar fi, chestia cea mai importantă pe care ți-o poți spune este următoarea. Trebuie să faci un test de sarcină. Este unica metodă prin care poți afla cu siguranță dacă ești însărcinată sau nu. Mai multe lucruri legate despre testele de sarcină am spus în acest clip. Și dacă vrei să știi care sunt drepturile unei eleve minore însărcinate, poți afla asta din acest clip. Cam atât pentru astăzi. Vă rog tare mult să nu uitați să dați subscribe, să nu uitați să dați thumbs up și mai ales să nu uitați să dați share în lume. Și dacă vreți educație sexuală în școală, vă rugăm să semnați petiția noastră, linkul este în descriere. Deci nu uitați de share și până data viitoare aveți mare, mare grijă de voi. Ok, v-am pupat!